domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispozițiile articolului 134, litera A din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 7 din 19 ianuarie 2023, emisă de domnul primar. Fiind prezenți toți consilierii, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Mai întâi vă spun bună ziua. Sunt conștient ca și dumneavoastră că suntem aici ca să facem binele comune, cum se spune în legea jurământului. O să începem, ca de obicei, cu reamintirea proiectului ordinului zi. Este o ordine de zi bogată, generoasă, care cuprinde domenii diverse, absolut necesare pentru administrația locală. Eu mă gândesc că sunt absolut necesare la început de an, la început de exercițiu bugetar. La primul punct, am propus un proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de închidere exercițiului bugetar pentru anul 2022, inițiator subsemnat. La punctul al doilea, un proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului OAT Bogdănești pentru 2023, inițiator subsemnat. Deocamdată suntem în situația de a nu putea dezbate în plen, din cauza care nu se regăsește pe tărâmul nostru. În mod normal, ne lipsesc niște informații privind alocarea de credite de la Consiliul Județean conform legii finanțelor publice, conform legii bugetului. Am sperat până în ultim moment că au fost informații neoficiale, în sensul că și Consiliul Județean într-un fel se va acorda cu cei din teritoriul județului. N-au ținut ferința până la momentul de față. Ultimele informații spun că pe data de 31 vor avea ședința, urmând să ne transmită informațiile necesare pentru definitivarea proiectului, care va fi supus deliberării. M-am consultat cu cei de la compartimentul contabilitate, cu domnul contabil, în primul rând, probabil o să întâmple și data de 1. A apărut o circulară în teritoriu, care spune că până la această dată trebuie să ne organizăm deliberarea pe proiectul de județ. Întâi înseamnă parcă miercuri. O să fiți convocat, îmi pare rău dar cauza nu ne aparține. La punctul al treilea, figurează un proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei în excedentul bugetului OAT Bogdănești din anul 2022, inițiator subsemnat. Am rugat pe doamna contabilă să vă transmită niște informații care facilitează dezbaterea la acest punct, și anume programul de investiții. Dacă am fi fost în situația de a organiza deliberarea și pentru aprobarea bugetului, conform legii finanțelor publice, acest program de investiții figurează ca anexă la proiectul de buget. Vă arăt la dumneavoastră acest program care, repet, se regăsește în anexă la proiectul de buget. La punctul al patrulea, un proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local
care vor fi executate în 2023 de către beneficiarele de 416, prezent venitul minim garantat, inițiator domnul viceprimar. Punctul al cincilea înseamnă un proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistent personal pentru persoane cu handicap pentru 2023. Inițiator Comisia de Specialitate numărul 2, la punctul 6, propun să continuăm cu un proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământul primar și gimnazial și pentru învățământul preșcolar pentru anul 2023-2024 la instituțiile de învățământ de perioada comună Bogdănești, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2. Punctul 7. De asemenea, un proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru Comisia de Evaluare a Secretarului General Poate Bogdănești, inițiator Comisia de Specialitate numărul 3. Punctul 8. Continuă cu proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri și activități pentru anul 2023 la Biblioteca Comunală, inițiator, Comisia de Specialitate numărul 2. Punctul 9. Trecem în zona raporturilor și anume, mai întâi un raport privind activitatea desfășurată de asistenții personal pentru persoane cu handicap pe semestrul al doilea 2022, prezintă doamna scutară Lovecea Elvira. Punctul al 10-lea, de asemenea un raport privind activitatea desfășurată de servicii voluntari pentru situația de urgență în anul 2022, prezintă doamna Andrușcu Constantin, șef servicii voluntari pentru situația de urgență. Punctul 11, un raport privind activitatea desfășurată la Biblioteca Comunală Bogdănești pentru anul 2022, prezintă doamna Pușcașă Torina. La punctul al 12 se figurează o informare cu privire la activitatea de asistență și protecție socială la OAT Bogdănești de Zăpător pentru 2022, prezintă doamna Scutară. La punctul al 13, o informare cu privire la stadiul lucrărilor de completare a datelor de registru agricol pentru semestrul al doilea, domnul 22, prezintă domnul Mocanu Florin. La punctul al 14, de solicitări adresate Consiliului Local. Un la vot. Cine este pentru ordinea de zi anunțată? Mulțumesc pentru unanimitate. Și nu le susțin președintele de ședință. Da, vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință că durata mandatului domnului consilier s-a încheiat. Da. Domnul consilier. Propun pe domnul consilier Brumă Benone pentru. Mai sunt și alte propuneri? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, domnul consilier Brumă Benone va fi președinte de ședință de ședință. Mulțumesc, domnul secretar general. Mulțumesc, domnul consilier, domnul consilier. Înainte de a trece la ordinea de zi, dăm cuvântul domnului secretar general pentru procesul verbal de la ședința anterioară. Da, dacă pe marginea procesului verbal încheiat în ședința din ordinară din 15 decembrie 2022, aveți de făcut? Da. Dacă nu supun la vot procesul verbal încheiat în ședința din 15 decembrie. Deci, în unanimitate, procesul verbal a fost aprobat. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea comandului de vedere a exercițiului bugetar pe anul 2022, inițiat vot domnul primar. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Dacă ne amintim cu toate și sigur putem face acest apel la memorie, analiza execuției bugetului, mă rog, pentru anul 2022, de data aceasta, la 3 luni, conform legii finanțelor publice de 273/2006, a fost în deliberare publică, așa cum trebuie lege. De data aceasta este o aprobare de principiu, o aprobare a contului de închidere a exercițiului bugetar anul 2022.
care are un articol unic. Aprobarea închiderii exercițiului bugetar la Comuna Bogdanel, județul Bacoveanu, 2022, la partea de venituri în sumă de 5.091.910,74, iar la partea de cheltuieli în sumă de 7.288.863,62 lei. În referatul de aprobare am recurs în principiu la următoarea argumentație. Având în vedere legea 273/2006, articolul 57 privind finanțele publice locale, modifică legea completările ulterioare, de asemenea, având în vedere legea 307/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, am ținut seama de asemenea de codul administrativ cu articolul 137 alineatul 1 și materialul de sinteză îl constituie raportul compartimentului de specialitate, adică contabilitate, un raport întocmit de doamna Răgozeanu Romea, consilier superior. Acum, dumneavoastră a tradus la comisii acest raport care este sintetic, dar și convingător, lămuritor. Veți regăsi repere de analiză pe care le-am cunoscut și la analizele trimestriale. Se pornește și la bugetul pe care l-am avut în finalul anului trecut, și anume 16.025.000 lei. În cursul anului 2022 s-a încasat la venituri la bugetul local suma de 9.903.768 lei. Veniturile bugetului local au provenit din acele categorii de venituri stabilite de lege și care au însemnat veniturile de care am beneficiat la nivelul altor comunități. Impozite pe venit, cote defalcate din impozite pe venit au venit prin direcția finanțelor publice, sume alocate pentru echilibrarea bugetului local, sume repartizate de fondul la dispoziția Consiliului Județean, impozite și taxe pe proprietate, care au fost estimate și pentru actualul exercițiu bugetar, dacă l-am amintit spre sfârșitul anului, sume defalcate din TVA, sume din TVA pentru drumuri, pentru echilibrarea bugetului, taxe pentru utilizarea bunurilor, alte imposte și taxe, venituri din proprietate sau concesiuni, venituri din prestări servicii, venituri din amenzi, taxe speciale, vărsăminte de la secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare, subvenții ajutoare în călzire lemne pentru populație, finanțarea program PNDV, aici este să vorbim asistență, 5.503.911, din planul de venituri în sumă de 13.347.000 lei, astfel planul au fost îmbrasate venituri de 9.937.668, adică veniturile au fost realizate în procent de 74% față de plan. Din planul de venituri proprie, în sumă de 2.148.000 lei, la Sărbicianului au fost încasate venituri proprie în sumă de 2.665.400 lei, adică veniturile au fost realizate în procent de 124% față de plan. Din planul de cheltuieli, în sumă de 16.200.000 lei, la Sărbicianului au fost cheltuit suma de 10.641.997, adică cheltuielile au fost realizate în procent de 66% față de plan. Apoi sunt
de interes niște valori privind cheltuirea sumei de 10.400.497, după cum urmează la autorități publice, în care intră între noi, un total de 1.343.521 lei, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, transferul între unități, referit la protecția copilului, modul de funcție de siguranță, pază care avem, la învățământ, ceea ce înseamnă contribuția noastră pentru susținerea unităților de învățământ, la cultură, evident, gândim la bibliotecă, în primul rând, la asistență socială, care a stat în centru deliberărilor noastre, ca un domeniu foarte important, dar și foarte sensibil privind finanțarea. Servicii de dotare publică, în primul rând, iluminatul public, cheltuieli de investiții. La protecția mediului au figurat aici la creditele pentru salubritate, unde aveam un deficit de aproape un miliard. Agricultură, pășune, cheltuieli materiale, transport, comunicație, cheltuieli materiale, cheltuieli de capital. Și aici câteva concursuri care trebuie să ne preocupe, măcar să reflectăm, să facem mai bine în actualul exercițiu bugetar. În anul 2022 ne încheiem cu o rămășiță la impozite și taxe locale în sumă de 1.078.290 lei, sume mari de încasat fiind la amenzi, ca de obicei, teren extravilan, aici problema străinașelor, dacă v-am mai gândit, la teren persoane fizice, impozite clădiri, TMD, salubritate, vorbeam anileaul de acest deficit. Aici explicația pe care le-a spus doamna contabilă, chiar mai multă fatalitate. Problema e dacă să reflectăm dacă am făcut tot ce trebuie la nivel de primărie, neîncasarea acestor sume se datorează faptului că situația financiară a comunei este destul de scăzută. Puterea financiară a populației a scăzut din lipsă de locuri de muncă și alte situații. Pentru totul de acord, normal, am putut depăși sintagma asta care nu este onorantă. Închiderea exercițiului bugetar pe anul 2022 este la parte de venituri 5.091.910.74, iar la partea de cheltuieli în sumă de 6.288.863.62 lei. Acum, dacă doriți clarificări, am invitat pe doamna contabilă, asum răspunderea acestui material pentru care îi mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Comisia numărul 1. Comisia numărul 1 a primit aprobarea acordului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2022. A avizat favorabil. Mulțumesc. Dacă în acest proiect am ceva de adăugat, dar să ia ceva cu noi. Dacă nu, suntem la vot. Cine este pentru? Ce modalitate de proiectul de hotărâre vine și de punctului. Da, a fost aprobat. Da, trecem la punctul 3. Am înțeles punctul 2, nu? Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei din excedentul bugetului ATM-ul Plănești din anul 2022, inițiator domnul primar. Dacă ați fost atenți, revenim măcar cu o privire la valorile scumpului de închiderea exercițiului. Ați văzut că există o diferență de aproape 2 milioane între ceea ce am avut și ceea ce am cheltuit.
ce a rămas necheltuit înseamnă excedent bugetar. Sigur, legea de natură publică spune că fondul acesta de închidere a excedentului bugetar are loc după ce se plătesc toate restantele, de aceea termenul de analiză și aprobare merge undeva până în luna mai. Noi de obicei facem la început ca să știm cu ce plecăm la drum, și anume este vorba de excedentul bugetar. În legea finanțelor publice este definit excedentul bugetar la articolul 58, dacă aveți prioritate de votat. Și tot la acest articol spune la ce se poate utiliza excedentul bugetar. Avem un excedent de aproape de 2 milioane. De aceea o să încep mai întâi cu prezentarea structurii proiectului de hotărâre, apoi o să dau explicații unde merg aceste credite. Pentru că, într-adevăr, fiind vorba de argumentația principală pe care ați găsit-o în referatul de aprobare, când merg la investiții, evident că și în materialul sintetizat la montajul SRC și argumentații, pe bună dreptate să vedem care sunt aceste investiții. La primul punct al proiectului de hotărâre, propun aprobarea utilizării sumei de 1.939.951,22 lei din excedentul bugetului UAT Bogdănești pe anul 2022 pentru realizarea unor lucrări cuprinse în programul de investiții pentru anul 2023. Articolul al doilea menționează următoarele. După aprobare, primarul comunei și doamna Răclăuțeanu Romelia, consiliere în aparatul de specialitate al primarului comunei Bogdănești, vor duce la îndeplinire hotărârea. Și al treilea, după aprobare, secretarul general al comunei, domnul Geu Vasile, va comunica hotărârea primarului comunei Bogdănești, compartimentului financiar, contabilitate și instituției prefectului de administrator. Spuneam că și în referatul de aprobare, în raportul prezentat de compartimentul de specialitate, că avem nevoie de excedentul bugetar pentru a susține, așa cum precizează și repet și articolul 58 din legea finanțelor publice, la finanțarea investițiilor. Acum putem urmări împreună, pentru că dumneavoastră aveți programul în față și pe puncte. Investițiile pot fi categorisite în mai multe specii. În primul rând, la punctul vedeți obiecte de investiții în continuare. Aici e vorba de rețeaua de apă potabilă și canalizare. Pentru care cele mai multe credite le-am primit prin program de finanțare PNDL, asta nu înseamnă că PNDL-ul a finanțat tot. Legea de acordare a creditelor la PNDL spune că și beneficiarul trebuie să contribuie cu o sumă care se numește cofinanțare. Eu mi-am luat date de la compartimentul de specialitate ca să terminăm rețeaua de apă și canalizare. Anul acesta, bugetul local va trebui să contribui cu o cofinanțare de 1.259.000 lei. Deci peste 12 miliarde trebuie să băgăm aici, vrând nevrând. Apoi mai avem la niște investiții practic finalizate pe parcurs de titlul bugetar anterior, dar care nu au fost plătite în totalitate, pentru că constructorul nu a depus documentația pentru de legislație și nu i-am plătit decât jumătate. Este vorba de îmbrăcăminte pentru dumneavoastră ușoară la drumul comunal 1030, strada Mântensa, Bogdănești, comuna Bogdănești de Târbacău,
unde mai avem de plătit partea a doua, jumătate. Înseamnă €165,000. Tot la obiective noi de investiții de data aceasta, știți că suntem într-un contract de asociere Consiliului Județean privind modernizarea drumului care duce la fermă de 2 km, la noi 2 km, la Comuna Pârgăreș. Trebuie să participăm cu 5% cofinanțare, care înseamnă estimativ 400 de milioane din 64 miliarde. La alte cheltuieli de investiții, în urma unor constatări la nivel de primărie și cu implicare personală, am considerat că este bine se prinde la acest capitol, vedeți cum se numește, alte cheltuieli de investiții. Acest capitol precede execuția propriu-zisă. Ca să ajungi la execuția unei investiții, trebuie să ajungi la autorizația de construire. Asta înseamnă să realizezi proiectul tehnic, celelalte studii impuse prin certificatul de urbanism care îl emite Consiliul Județean și am contratat în perioada de 10, de exemplu, în satul Filiper, două străzi sau tronsoane de străzi care pur și simplu nu mai aveau apă. Fântânele lor erau săpate pe umă. Știți ce se întâmplă? Marna este un rezervor impermeabil și pur și simplu erau în dificultate. Am prins aici proiectare și avizare, reabilitare și modernizare drumul comunal, Comuna Bogdănești, județul Bacău. Este vorba de apă și canalizare. Repet, să facem documentația necesară pentru obținerea autorizației de construire. Dacă se finalizează rețeaua principală de 12 km apă și canalizare, vom fi liberi începând cu anul următor, deci 2024, să trecem la execuție. Drumul comunal am spus că 129 nu avem cofinanțare și extinderea rețelei de distribuție și canalizare totală de drum DC315 și DC471. Este ulița care pleacă undeva în DN, la locuința familiei Burlacu, și urcă până în Istabilan, la frate Panahite și așa mai departe. Și m-am mai gândit, pentru că suntem într-o situație care permite legea, la aceea lipsă am constatat, ulița care urcă de la locuința părintelui a Petrei, la fel, pe o distanță mai mare de vreo 300 de metri de data aceasta. Aici înseamnă cam 105.000 cu finanțare care trebuie să suportăm noi. Dacă adunăm aceste sume, rezultă aproape în totalitate fondul de rugăciune. Deocamdată atât. Mulțumim! Domnul Domnul Domnul
Realizând acest proiect de hotărâre, privind aprobarea utilizării sumei din excedentul bugetului OAT Bucănești pe anul 2023, avizul comisiei este unul nefavorabil, susținut de cauza clară care a fost, nu a fost complet și a fost pus la dispoziția noastră a tuturor a cinci înainte și chiar și așa, lista care tocmai domnul primar a prezentat-o, nu este una susținută de... Vreau să propun sau a fost la dacă se poate cumpăra o mașină pentru din banii care sunt excedentul, să poate cumpăra o mașină pentru primărie din aceste excedente. Cel puțin o utilitară. Cel puțin să fie luată în rate, dacă nu sunt bani suficienți. Toate deșeurile. La legea ce spune, domnule? Eu știu că ați doriat a domnului viceprimară, dar pur și simplu, deocamdată, e în afara legii. Eu am atașat la... Asta se găsesc în buget, în la documentațele tehnice necesare pentru apă și canalizare pe cele două drumuri, pe cele două tronzoane de străzi. În primul rând, o ofertă cât costă de la o firmă de proiectare și, în al doilea rând, domnul viceprimar, și, fiind vorba de banii comunității, cheltuirea banului public obligă la respectarea unor principii. În afară de principiul de legalitate, un principiu important cu care noi am supraviețuit și am realizat niște investiții. Cel puțin asta a fost preocuparea mea ca ordonator principal de trebuie să respect principiul de economicitate. Domnul viceprimar știe foarte bine că nu, dar astea cum suntem în ideea. Nu am gândit în lumea, nu am idee de conceput. Pur și simplu mă gândesc la responsabilitatea ca o zonă de cred. Prin contracte de prestări servicii, pe costă mult mai puțin. Eu vă dau un exemplu. Am fost probabil singurul primar din județ care am refuzat microbuzul școlar. Am făcut un calcul simplu împreună cu doamna contabilitate. Domnule, cât te costă, să știți cu toții. O mașină, tu iei ușor, dar de viață după aia trebuie să faci. Trebuie să angajezi un șofer, o basculantă nu se încarcă singură, trebuie să mai cumperi un bulldozer excavator. După informațiile care le-am, tot așa de la contabilitate, aveam legislația acest compartiment, sunt niște restricții fiscale privind valoarea de achiziții. Eu nu cred că este o investiție bună. Domnul viceprimar a avut la dispoziție anul trecut un buget consistent din care a cheltuit 250.000. Tocmai am ținut seama de intențiile pe care se le-a propus și la proiectul de buget am alocat o sumă mai mare, 300.000 de lei. Deci, decât să angajăm persoane în plus, o să zic lumea că le angajăm din motive clientelare, una alta, mai bine ne vedem de treabă pe acest principiu al prestărilor de servicii, poate să facă treabă bună. Nu, după părerea mea, nu e cea mai bună soluție. Domnul Vice. Dar nu, dar eu sunt mai, totuși în proiect și în actele, documentele pe care le avem, Filipescu este lăsat un pic din urmă. Eu vă spun, doream și de, adică trotuarele care sunt sub orice, care nu sunt, practic. Nu sunt. Nu sunt. Da. Da, care nu sunt.
Și, efectiv, aceste drumuri, cum spuneați, de la Preotul Petrei, pe urmă, iarăși, spre Mânăie și în partea aia, deci trebuie făcut, adevărul este că lumea știe ce spune, Filipeștiul cărei comun aparține. Adică la Filipești nu s-a făcut absolut nimic. Dar să chiar m-am gândit, dar pentru că am prins apă și canalizare pentru două străzi. Da, două, trei case, nu era nicio problemă, domnul primar. Da, e bun, e foarte bine, dar eu cred că... Frate Paraide, au spus că vor să crede, vor să vândere acolo și au avut dreptate, că m-am dus special să controleze. Să văd dacă portează notă sau nu, au dreptate. Da. Din coace tot la fel. Și eu n-am nimic preconceput în intenția asta. Că dacă realizăm investițiile astea, după aia se pot și asfalta și așa mai departe. Eu sunt conștient că n-am ortopit Filipești, dar ce se face în Bogdănești, de patru ori mai mare decât Filipești. Da, dar cel puțin trotuarele, domnul primar. Da, mulțumesc. Domnul Vicină. Da, în legătură cu mașina, tot se spune că s-a angajat șofer. Deci șofer sunt și eu. Avem și doi paznici care sunt șoferi cu B-ul, poate să fie scos de zi. Eu zic că după socotelele mele, mult mai ieftin să ai mașina ta, să pleci când vrei, că dacă unul se duce și aruncă o căruță de gunoi, eu nu trebuie să stau să caut mașină sau să închiriez mașină când vine, nu găsim societăți, nu găsim ca să mă duc să iau. Altfel se duce, filmează, până ajung eu, filmează, uite ce s-a întâmplat. Cu cine-i vinovat? Păi vicele primar. Deci fără mașină chiar nu se mai poate, nu? Și dacă mă duc pe frunduri, strâng, trebuie să strâng selectiv, nu mai am voie să dau foc, nu am voie să îngrop, eu trebuie să le iau selectiv. Mă duc, cu cine mă duc? Cu bicicleta, cu tinel? Deci mașina trebuie... Mașina 3 miliarde pot să scumpere mașina dacă e legal. Dacă vrei cu documente legale, pot să scumpere și... Nici nu mi-am adunat cu documente legale, cu studii de fezabilitate. Cine ați adus ceva, un contract sau mi-ați adus... Așa, mi-aș cerut. Să te duci, să cauți, să viu cu ofertă, să viu cu asta, ca eu ar trebui să umblă... Avem oameni în primărie care trebuie să se ocupe de achiziție, nu trebuie să facă în legătură cu, iar cu iluminatul. Și am un mai mult. Deci am dat referat de atâta timp să găsim o societate, să punem să montăm obiecturi. Da, rămâne așa. Cu, în legătură cu drujbă telescopică. Sunt rompreste, mă sună că nu o să mai intre pe toate ulițele, că crengelile este, că oglinzele, că așa. Am dat și acolo referatul, nu s-a făcut nimic. E un două luni de când trebuie să achiziționăm o drujbă. Telescop. Și da. Sunt mult mai mult. În legătură cu apa, în legătură cu apa, nu putem să facem o singură uliță, sau două, sau trei. Sunt și festivale, vadu care aduce apă din Moitus și duce să bage în fântână ca să poată să spele sau să... chiar stanciul ăsta sticlar. Deci peste tot sunt probleme cu apa. Nu putem băga numai o uliță și două și gata. Ori facem pentru toată comuna. Că până la urmă te costă și 30.000 pentru astea două ulițe sau trei. Te-ar costa un miliard pentru toată comuna și eu am face studii pentru toată comuna, pentru Geo și eu până la urmă. Da. Mulțumesc. Aș avea o întrebare atât pentru aparatul de specialitate al contabilității, cât și pentru achiziții și, evident, care sunt supervizate de domnul primar. În condițiile în care, la fiecare rectificare bugetară și fiecare execuție, banii s-au redresat către programul BNDL, apă canalizare, noi niciodată nu am avut, deși am cerut, un raport sau un deviz al lucrării în care s-a făcut o porțiune din lucrarea respectivă. Și acum, de exemplu, noi suntem pe principală, nu a plecat nicio ramificație. Și nici nu
mai lucrează cineva. Noi nu știm stadiul în care se află lucrarea, știm doar că este în proporție de. Bun, dar conform lucrărilor, sigur există un deviz, un contract. Noi stăm în studiul care se poate realiza în teren, am realizat un tronson. Acesta este funcționabil, nu este funcționabil. A plecat de pe o parte pe alta, șanțurile au rămas groaznice, nici măcar nu au lăsat cum au găsit. Fie cum a fost el, pietruit, înfundat, nu contează cum. Nu era, cred că, de competența celor care au construit, care au condus spre proiectul ăsta cu apă și canal, să refacă șanțurile. Clar, este un alt proiect acolo. Dar au rămas într-un stadiu deplorabil și noi tot înglodăm bani. Este ca și cum ai zice, fă-mi o casă, dar tu mai dăm un miliard, mai dăm două, dar unde se văd banii? Pentru că noi am înglodat foarte mulți bani și în suma care este deja spusă, iar sunt niște miliarde. Și nu avem efectiv un negru pe alb prezentat nou. Probabil există, nu știu, în primărie, pentru că sigur domnul primar, dacă tot semnează acte adiționale, pentru că lucrarea trebuia finalizată la finele lui 2022 pe anumită porțiune de drum, sigur există un alt act adițional cu anumită sumă de care noi nu am beneficiat să-l vedem. Și am vrea să vedem și noi în ce stadiu este lucrarea. Vis-a-vis de celelalte cheltuieli de investiții, aș vrea să știu dacă există o ofertă sau un contract semnat conform sumei care s-a spus pe lista de investiții. La fel, să fie atașat de fiecare dată, pentru că noi avem proiecte incomplete, ceea ce s-a întâmplat și vineri. Am cerut proiectele și mi-a zis că da, nu le aveți în afară de alea. Bun, dar n-am cerut confirmare, am cerut proiectele. Deci aș vrea să le trimiteți complete, să le putem analiza, pentru că nu putem în proporție de 90%. Dar ce înseamnă 90%? Am dat un exemplu oarecare, dar nu e efectiv 90%. Bun, dar ce înseamnă? Că eu îți mai dau bani, dar pentru ce? Dacă tu nu ai nimic palpabil. Și nu este părerea mea, nu știu, vreau să îmi spună și colegii dacă sunt de părere sau au ceva să-mi spună mie personal la ceea ce am expus. Da. Mulțumesc! Reamintesc că am avut un proiect de fonduri europene pentru toată comuna, pentru toate ulițele, care a fost declarat eligibil, dar n-a primit finanțare de la doamna care era atunci ministru, pe motive politice, e clar, că nu aveam culoarea politică, doamna Udre, pe care de parte. Deci conștiința mea este normală, că am încercat pentru toți. Acum am încercat pe etape și sper să reușim să avem funcțional măcar ceea ce este ca și finalizat, 12 km de apă și canalizare, la care eu zic că e bine ca să continuăm, că nu să termine administrația cu persoana mea și așa mai departe. Să continuăm și consider că este ceea ce putem face. Niciodată nu mi-am propus, când a fost vorba de finanțare la bugetul local, ceea ce nu se poate realiza. Să dea Dumnezeu să reușim mai întâi documentația de execuție și apoi să trecem la cele două ulițe. Și după aia va continua acum. Nu trebuie să le termină pe toate. Dar, repet, problema cu investițiile dorite de domnul viceprimar mi se pare neeconomicoasă, nerealistă și nu duce decât la niște obligații clientelare. Asta e părerea mea. Mulțumesc! Doamna Domnului! Dar ați făcut un calcul cu mașina ați făcut? Da. Dar vreau să văd și eu ce sunt de la toate. Interzicii instituțiilor publice să achiziționeze mașini mai mari de 1600 cm cubi.
cilindre și 20.000 cu TVA cu totul, de euro. Deci trebuie adus o ofertă care să arate că va și... Ok? Există o achiziție publică, la pentru ce este? Păi nu fac eu achiziție. Păi... Eu m-am interesat, eu am găsit o domnule. Partea contabilă, dar partea de achiziții publice pentru ce este? Fiecare? Păi, despre asta era vorba, da? Stă de jumătate de ani proiect care așteaptă ofertanți pentru eliminat. Jumătate de ani chiar... Eu dacă aș intra acum în SICAP, sigur aș găsi o firmă pe care aș putea să contractez. Dar stai în primărie doar să ce? Să iei salariul pe care ți l-ai mărit în... care ai vrut să ți-l mărești, știind că nu faci nimic. Anul trecut. Vă asumați de spunerea, eu vă previn. În partea locuitorilor, pe cele două drumuri. În fața ce să le spuneți? Să mergeți în campanie. Eu nu o să mai merg în campanie electorală. Ce să le spuneți? Că puteați să-i ajutați și... Aici era bine, măcar să-i prind, poți pești. Că nu erau atâta de multe ulițe. Așa, ce faceți dumneavoastră? Două căpucele încep ceilalți, păi de ce noi suntem mai... Nu mă încălzești, că-i spui. Da, da, puteam să fie așa, domnule, da, 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 dar putea... Dar trebuie să ai bani, de bani. Dar nu mai faceți de la două, faceți altceva. Nu putem face, da, facem diferența. Anul ăsta facem Pitești, anul facem Burgălești. Dar facem tot. Adevărul este că pe noi, la ședințele de pe comisii, acum lumea este liniștită, dar întotdeauna sunt discuții vis-a-vis de problemele care sunt. Acum, da, o parte din ei, da, doi, trei vorbesc și mai departe. Dar doamna Gămar. Și mai sunt multe cazuri care nu poate să meargă până la... Doamna, până la trotuar, oamenii au nevoie de apă, doamnă. N-aveau apă la astăvară. Da, dar la bucățele ne costă mult. Ce să le răspundeți? Poți să-i invit la o ședință din Consiliu și le arăt eu apă. Și m-am dus și am luat apă de la ceva cel mai. Am încercat să-i ajut și... Eu consider că nu e mare diferență să facem. Tot Filipești, cât dați dumneavoastră pentru aceste două ulițe? Nu ai finanțare, domnul Benore, ca să prinzi în bugetare, trebuie să ai, în primul rând, aprobată documentația tehnico-economică, ca să prinzi în buget, și după aia mai stăm de vorbă. Asta trebuia făcut până acum, început, când se face o treabă, deci o gândim din înainte, cuprindem tot ce este, ca să facem ceva, să vadă în Filipești, anul ăsta să vede ceva în Filipești, anul viitor peste Bari, dacă am 4 ani, știți, în 4 ani stăm așa... Ca să facem extindere, îți trebuia coloana vertebrală de apă și canalizare, fiune de lege. Dar după asta se avea un termen de execuție. A trecut un an de zile de la termenul de execuție. Și tot ne cer bani, ei întind lucrarea ca să ne mănânce pe noi de bani. Că a văzut unde se poate suge și... Deci e timpul bun de lucru, ei nu lucrează. Dacă ei, de ce nu lucrează acum gironatul la apă și canal? Ne trebuie autorizarea lucrărilor suplimentare, care nu e ușor, e birocrație și așa mai departe, avea finanțare. Toată lumea întreabă, au băgat conductele, așa stăm cu ele până la Paștele Caiei. Nu poți să dai drumul la funcționare fără rezervoare despre care discutăm. Despre starea de ridicare a presiunii. Dar eu, ca executant cu fapta de lucrare, trebuia, domnule, care durează mai mult? Ăsta, rezervorul ăsta, dau comandă să mi se aducă rezervorul. Sau... Dar nu poți să dai comandă până când nu ai autorizația de execuție. Sau încerc cu autorizațiile alea.
Mi-am închis legile lui Marcu, ce ne noștri e învață pe altă. Trebuie respectată legea că dacă te prinde cineva că lucrezi fără autoritate, da. Domnul Stanciu, perdează pur și simplu. Da, domnul Iară se interpreteze că de partea vicelui primar, dar așa și e. Păi eu din listă ce-a pus-o dumnealui, după câte ne-a explicat nouă pe masă la domnul primar, văd că nu s-a aprobat nimic. Pe lângă el și noi, Consiliul Local, suntem în fața dumnealui niște marionete. Mâna sus, sunteți de acord, nu? Care e împotrivă, deci sunteți împotrivă. Nu se lucrează așa. Să veniți cu 10 minute înainte, ne dați lista de investiții. Lucrăm ca lumea, nu mai lucrăm deloc. Sau atunci desfințați Consiliul Local, nu mai am nevoie de Consiliul Local. Lista de investiții va avea de proiectul de buget, domnul Tatăl, ca anex. Unde? Da. Unde? Ia arătați-o, domnul Tatăl. Eu am mail-urile. Mi s-a zis cumva? Nu. Proiectul de buget nu e finalizat păi din cauza Consiliului Județean. Sau vă spune ședința pe 30 de secunde. Trebuie să trimit. Eu una am cerut. Am explicat la întâi. Nu are nicio legătură aprobarea sumei aceștia cu lista de investiții. Normal, noi nici nu aveam, puteam să prind. Deci puteam să prind mai puțin Petru, clipă răbdare, a Petru, mă lăsați să vorbesc? Vă lăsa, dacă... Deci asta este aprobată o sumă, suma din excedent, ca să pot să o folosesc anul ăsta pentru investiții sau coluri de casă. Eu nu sunt obligată, dacă nu am ce cheltui, să cheltuiesc toată suma. Eu am hotărârea asta care o duc la trezorerii, pentru că acolo nu primești alimentare fără așa ceva. Doamna Romine, nu mai am întrebat. În listă este prins eu toată suma. Eu întrebat de ce au pus viceprimar pe masă la care noi, marea majoritate, sau poate toți consilierii am fost de acord, nu se regăsește nimic. Păi nu am bani, nu am pus tot fondul de lucrări plus asta și avea mai mult atât. Dacă îmi dă Consiliul Județean sume acum, eu stau cu bugetul, eu pe data de două trebuie să duc bugetul la bancă. Și eu pe 31 ei iau ședință. Pe întâi facem ședințe extraordinare sau ceva, ca pe două să pot să merg cu bugetul. Dacă ne dă sume, prindem. Mai, eu am prins ce am avut deocamdată și ce am avut oferte, contracte. Domnule primar, deci în lista care a prezentat-o dumnealui domnul viceprimar, nu se regăsește chiar nimic. Dar măcar să fim consultați. Sau să ne consultăm, să ne ceară părere. Băi, fraților, băi, fraților, nu sunt bani, nu sunt dumneavoastră, eu nu cu dumneavoastră am nimic, nici cu domnul primar nu am nimic. Dar să ne consulte sau președinții de comisii. Băi, ia veniți să vorbim, nu vă iau pe toți. Dar chiar niciunul așa niciodată, că viceprimarul el nu are treabă cu primăria, el are treabă numai cum să facă, să-ți ia mașina lui, să pună becul, să pună sau ce dracu, ai pune undă. Nu se poate așa. Ca în mandatul ăsta parcă niciodată nu a fost așa, chiar numai mai... împotriva. Da, mulțumesc. Am avut chiar un control de la mediu cu 10, jumătate de oră. Și când le-am spus că tot nu am mașină și zic, dar ce faceți? Cum colectați dumneavoastră? Nu au. Măi, sunt care au zis, că au un pământ. Nu mă interesează pe nimeni. Domnul care pot observați, el nu-i manager. Nu s-a gândit că costă mai ușor să închei contract cu o firmă decât să cumpere o basculă și după aia te trezești că trebuie să mai cumperi și un bulto-excavator, trebuie să angajezi șofere și așa mai departe. O mașină de auto-utilitară nu trebuie să pui niciun bulto, să ai niciun bulto. Când e vorba pentru selectiv, să-l iau de acolo, mă duc în prunt cu băieții de la ajutor social, i-am pus în mașină, îmi iau și trebuie să-mi iau să curăț prundurile. Așa ce fac, mă duc cu ei, las sace pe prunt, nu că până găsesc mașină, câinii din el, dar tu știi bine, da? Ei, știu mai bine. Și atunci câinii le face praf, azi iar aduc oameni de la ajutor social, dar iar nu găsesc mașină a doua zi. Iar mă duc în praf acolo, stau numai pe prunduri să strâng gunoi. Da. Când avem o mașină să știu dacă știți. E un caz la Filipești. O mașină o omorât un câine
și l-am aruncat într-un tânăr la pește, chiar față în față cu umană, de germană. Lumea lua apă, în continuare. Pe un contract ați verificat, dar... Și a găsit câinele, au chemat pe ăștia un Toma, băieții care se ocupă, și au găsit câinele, nu mai câine, să moară ăla în făcut. Păi acolo nu-i vorba de crimă, nu mai vrea o moară, se făcea cu părerea, vrea apă și vrea cu părerea. Ați-i cu degetul, domnul. Asta-i cu... Fără mașină, nu ai cum să crezi. Deci asta e clar. Bine. Bă, tot timpul zic că ea, cum din vorba la mașină? Dar ce se întâmplă? Singura comună care nu avea. Eu trebuie să ies să mă rog pe el, să-l sun pe el, să-l sun pe el. Da. Supunem la acord că proiectul, dacă cineva este de acord sau cine este pentru? Cine este împotrivă? Nu puteți să abține? Am lăsat blocat proiectul de apă, am blocat toată utilizarea. Asta înseamnă să gândesc. Deci voturi împotrivă, vă rog. Să conserveze procesul verbal, nominal. Deci, domnul consilier Burcu, Stanciu, Botez, Barna, Albu, Oancea, Beria. Cine se abține? Domnul consilier Pușcașu, Dascălu, Vlad. Domnul Benoni, tot împotrivă? Da, împotrivă. Deci 8 voturi împotrivă și 3 abțineri. Da. Proiectul a fost respins. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului pentru lucrările de interes local, care vor fi executate în anul 2023 de către beneficiarii legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Inițiator, domnul viceprimar. Mulțumesc. La acest proiect de hotărâre privind planul de lucrări, propun articolul 1, aprobarea planului de lucrări de interes local, care vor fi executate în anul 2023 de către beneficiarii legii numărul 416/2001, privind venitul minim garantat conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. După aprobare, hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către subsemnatul, viceprimarul Comunei Rudănești, doamna scutarulă Mărița Elvira, consilier probleme sociale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Rudănești. Articolul 3. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de secretarul general al Comunei, domnului Ciuiu Vasile, domnului Andrușcă Nicolae, primarul Comunei Rudănești, domnului viceprimar, doamna scutarulă Mărița Elvira, consilier și instituția prefectului județului Bacău. Vă mulțumesc. Da. Comisia numărul 2. Comisia a fost favorabilă la proiect. Da. Dacă te rog acest proiect, are cineva de cum s-a adăugat. Dacă nu, spunem la vot, ce este pentru. De ce nu v-am invitat de proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de activități pentru beneficiarii unui minim garantat a fost aprobat. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoane cu handicap pentru anul 2023. Inițiator, Comisia de Specialitate numărul 2. Avem cu mulțumesc. Mulțumesc. La primul articol se propune aprobarea pentru anul 2023 în număr de 4 posturi de asistenți personali pentru persoane cu handicap. Articolul 2, după aprobare, doamna Răfăuțeană Romine, consilieră, și doamna Sultarul Lămânița Nivira, consilieră în cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor aduce la îndeplinire hotărârea. Și articolul 3, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de Secretarul General al Comunei, domn Bonciol Vasile, primarul Comunei Băudănești, compartimentul financiar contabilitate, doamna Sultarul Lămânița Nivira și instituției prefectului județului Bacău. Comisia a avizat tot favorabil. Da. Mulțumim. Dacă cineva vrea să... E o întrebare. La urmă, la solicitări, da, atunci... Da, dacă...
Vreau să ia cuvântul. Supunem la vot cine este pentru. Deci și aceste hotărâri a fost aprobat cu unanimitate de vot. Da. Mergem la următorul proiect. Proiectul este proiect privind ocuparea rețelei școlare pentru învățământul primar și gimnazial, precum și învățământul interșcolar pentru anul 2023-2024 la instituțiile de învățământ de clasa 2020. Articolul 1. Aprobarea rețelei școlare pentru învățământul primar și gimnazial, precum și pentru învățământul preșcolar pentru anul 2023-2024 la instituțiile de învățământ de pe raza Comunei Bogdănești, după cum urmează. Școala gimnazială Bogdănești, de inserat cu program normal Bogdănești. Articolul 2. După aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Ciuriu Vasile, va comunica hotărârea domnului Andrușcă Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, școlii gimnaziale Bogdănești, inspectoratul școlar județean Bacău și instituții prefectului județului Bacău. Da. Avizul. Avizul favorabil. Da. Dacă cineva vrea să ia cuvântul, acest proiect. Dacă îl spunem la vot, cine este pentru? Da? Sunt unanimitate de vot și acest proiect. La următorul proiect. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru Comisia de Evaluare a Secretarului General, Oate Bogdănești, inițiator Comisia de Specialitate numărul 3. Aveți cuvântul, domnule președinte. Da, mulțumesc, domnule președinte. Comisia numărul 3. Propune articolul 1 să se desemneze doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale a Secretarului General al Oatei Bogdănești pentru anul 2022. Articolul 2. După aprobare, primarul Comunei Bogdănești va aduce la îndeplinire hotărârea. Articolul 3. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către Secretarul General al Comunei domnul Ion Cioiu Vasile, primarul Comunei Bogdănești, doamnei Comuna Viorica și instituției prefectului Bogdănești. Da. Mulțumesc. Comisia numărul 3 a dat acest favorabil. Face propunere pentru propunere. Cine face propunere? Din comisie respectivă. Da. Da. Fac propunere să fie și așa la trecut. Domnul Vlad Constantin și Vulco Claviat. Da. Cine este pentru? Da, vă mulțumesc. Mulțumim. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri și activități de anul pentru anul 2023 la Biblioteca Comunală Bogdănești, inițiator Comisia numărul 3 de specialitate. Aveți cuvântul, domnule președinte. Aprobarea planului de măsuri și activități pentru anul 2023, care să prevadă îmbunătățirea imaginii bibliotecii și activității conform anexei, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. După aprobare, hotărârea va fi pusă la îndeplinire de către doamna Pușcașu Sulina, bibliotecar, Biblioteca Comunală Bogdănești. Și articolul 3. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de secretarul general al Comunei, domnul Ciuriu Vasile, doamnei Pușcașu Sulina, primarul Comunei Bogdănești și instituției prefectului județului Bacău. Avizul de specialitate? Aviz favorabil. Spune la vot sau dacă are cineva de comentarii. Spune la vot. Cine este pentru? Și în unanimitate, deja acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 9. Raportul privind activitatea desfășurată de asistenți personali pentru persoane cu handicap pe semestrul 2023. Prezintă doamna Sătară Bănuiță Iubirașa. Aveți cuvântul, doamne. În baza legii numărul 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform articolului 40 alinia 2, Serviciul Public de Asistență Socială, prezintă semestrial un raport Consiliului Local Bogdănești. Conform fișei postului, asistentul personal al persoanei cu handicap are următoarele obligații. Să acorde îngrijire, supraveghere și ajutor minorului sau adultului,
să asigure alimentația corespunzătoare de persoane cu handicap, servește masa respectând orele de masă, asigurând veselă și condițiile igienico-sanitare necesare. Alimentează direct sau sprijină bolnavii care au nevoie de urmărit, educarea și formarea defenderilor de autonomie. Asigură igiena corporală a bolnavilor, alejerie de corp, articolul de îmbrăcăminte, lejerie de pat, întreținerea curățeniei și a măsurilor igienico-sanitare. Asigură aplicarea tratamentelor prescrise de medici, sesizând la timp semnele de boală sau acutizare și a măsurile ce se impun, transport, spital, solicitare, control medical de specialitate la domiciliu. Respectă și sprijină realizarea planurilor de recuperare indicat de specialiști, kinetoterapie, terapie inițiate de centre de recuperare. Participă la formele de perfecționare a pregătirii profesionale organizate de centre de GASPC Bacău. Subsemnată ascultarul Mițelii, era consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, analizând activitatea asistenților personal care au în îngrijire persoanele cu handicap grav, s-a constatat următoarele. Brănici Adina este asistent personal pentru fiul Brănici Andrei. Brănici Constantin este asistent personal pentru Brănici Stefan. Resmenița Rășoara Crencuța, asistent personal pentru fiul dascălu Petru Vasile. Și Ghindăoanu Teofilia, asistent personal pentru numirea Apostol Gabriela. Acesta a fost raportul din activitatea asistenților personal. Doamna Berian. Aș vrea să întreb pe doamna Rămâniță dacă s-a făcut anchetă socială la, cu privire la cazul de la Filipești. Pe cine? Cum îi spune? Câmpeanu. Câmpeanu cu... Verma. A fost solicitat către Consiliul Local. Deci la urmărirea compartimentului nu a venit nimic. Și a urmat, să facă anchetă socială. Deci nu am primit nicio adresă, n-am primit nicio. Dacă v-ați ieșit aminte, dar nu știu dacă ați văzut părinte hotărâță. S-a stabilit în ședința anterioară să se investigheze vis-a-vis de o altă situație. Exact și... Da, exact. Pentru că trebuie formulat răspuns la femeia aia. Orică e pozitiv, orică e negativ, trebuie formulat răspuns. Da. Păi trebuia făcut anchetă și la acest Câmpeanu și Verman și deja de ceilalți apostoli și cum e? Coca. Da, da. Deci trebuie oricum la ședința anterioară, deci a fost persoana respectivă aici, s-a depus... Doamna Merea, nu am primit nimic la compartiment. Dar cine trebuia să vă... Cine trebuia? Păi spuneți cine? Cine trebuia să vă informeze? Spuneți. Nici în cererea, nici absolut nimic. Dar spuneți cine trebuia să vă informeze, doamna Lăbița. Solicitarea aia lui Câmpeanu la cine nu este? Nu a ajuns la mine. Dar la cine este? La cine a ajuns? La doamna Istinca. Păi nu a ajuns la mine, înțelegeți? Nici l-am întrebat. Doamna Gămița, eu nu spun că este la dumneavoastră. Dar cine, la cine este? Că oricum solicitarea este la cineva. Păi nu s-a pornit. Deci nu știu că dacă aș știa, mi-aș spune. Deci nu mi se pare corect. Am vrut să discut eu cu doamna. Da, deci nu mi se pare corect. Alte solicitări de la cine le primează? Alte solicitări pe mai era. De la cine le primea? Păi ori de la persoană, ori de la instituții. Păi de, și acum nu trebuia o instituție. Instituția care? Doamna Lămâița, nu doamna Lămâița nu știe de aceea sesizare. Deci, cine trebuie să dea? Deci nu mi se pare corect. Dar apoi dacă se lucrează așa la revin la salariile care s-au avut pretenții, iată-mă, doamne. Da. Atât. Da. Nu mai sunt ea. Nu sunt. Categoric. Ne-am învățat să uităm... Raportul din activitatea
activitatea desfășurată de serviciu voluntar pentru situații de urgență în anul 2022, prezintă domnul Andrușcă Constantin. Aveți cuvântul, domnul. Da, mulțumesc, domnul președinte. În primul rând vreau să spun la mulți ani, doamnelor și domnul consilier, pentru 2023, când ne-am întâlnit. Și poate dă Dumnezeu cu un an cu sănătate și fără evenimente. Da. O să prezint raportul de activitate a serviciului voluntar privind activitatea 2023. Serviciul voluntar de situații de urgență Bogdănești funcționează conform cu hotărârii Consiliului Local nr. 35/12/2005 Bogdănești, având în vedere prevederile legale a regulamentului de organizare și funcționare aprobat în avizul Inspectorului de situații de urgență Bacău, ca serviciu voluntar de situații de urgență funcționează conform organigramei anexate la raport. Așa o să prezint și tabelul cu nominalul personalului funcționar, funcțiilor ocupate în cadrul serviciului voluntar de situații de urgență al Comunei Bogdănești. Ca șef SBS-ul Andruș Constantin, persoană, Costandoi Gel, șef de comportament de prevenire, Răcoțean Andrei Alexandra, specialist de prevenire, Giurgia Ionu, specialist de prevenire, Răpanu Constantin, specialist de prevenire, Bărnici Constantin, șef formație de intervenție, Cibotaru Marian, șef echipă specializată, așa, Băruța Adrian, tot servant pompier, Toma Constantin, servant pompier, Frățile Dor, șef echipă specializată, avertizare, alarmare, căutare, deblocare, salvare, evacuare, și mai avem doi voluntari servanți, pompieri, Toma Andrei și Teru Gheorghe. În perioada anului 2023-2022, în calitate de șef serviciul voluntar pentru situații de urgență, am desfășurat următoarele activități. Au fost întocmite și avizate pe inspectorat șef cu inspectorat de situații de urgență Bacău, următoarele documente, planul de pregătire în domeniul situației de urgență 2022, program de măsuri privind activitatea prevenirea și de intervenție a serviciului voluntar în situații de urgență, planul de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenelor de caniculă pe teritoriul Comunei Bogdănești. Au fost întocmite reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, pentru și natura riscurilor locale, și anume, prevenirea incendiului la gospodării, terenul agricol și la fond forestier. Toate aceste reguli și măsuri au fost aduse la cunoștință cetățenilor prin afișare la instituțiile publice, operatori economici, puncte de informare preventivă la primărie, dispensar și la școala din localitate. Activitatea de apărare împotriva incendiilor a fost organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile legii 307/2006 și a Ordinului Ministrului Administrației Interne, numărul 163/2007, pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Au fost întocmite acte autoritate privind apărarea împotriva incendiilor conform prevederilor Ordinului 163/2007 emise de Ministerul Administrației și Interne pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor. S-a acționat pompa submersivă din dotarea serviciului voluntar de situații de urgență pentru evacuarea apei din fundurile publice și private din Comuna Bogdănești, în vederea igienizării cu cloramină pe fund și alte intervenții pe linie de situații de urgență și dispoziții date de primarul Comunei Bogdănești. S-au dat răspuns la toate adrese transmise din sub Bacău pe linie de situații de urgență. S-au luat măsuri de igienizare a șansului de pe marginea trotuară prin îndepărtarea vegetației cu păsătoarea din dotarea serviciului voluntar. Având în vedere intenționările meteo transmise din sub Bacău pe perioada manifestărilor fenomenelor hidrometeorologice periculoase, precipitații abundente și perioadele caniculare, pentru evitarea apariției unor stări potențial generatoare de situații de urgență, s-au întreprins următoarele măsuri: asigurare permanență la primărie, acționarea cu utilaje cu care s-au încheiat contract pentru prevenirea și limitarea efectelor fenomenelor meteorologice cronizate în baza planurilor de intervenție. Instruirea populației prin prevenirea incendiilor în gospodării, pe termenul agricol și de fond forestier. Avertizarea populației cu prioritate la prioritatea a locuitorilor din zonele cele mai expuse la inundație și caniculă. Verificarea legăturilor telefonice cu alte localități posibile afectate pentru și luarea măsurilor necesare pentru asigurarea funcționării fluxului informațional.
sau supravegheate durata atenționării meteorologice a podurilor, pădeților și altor secțiuni înguste de pe cursurile de apă de pe raza Comunei Bogdănești, în scopul evitării blocărilor, precum și a zonelor în care este posibil formarea corenților. Verificarea traseelor de evacuare a zonelor de acordare de prim ajutor, atenționarea fermierilor și a celor care tranzitează zone de risc despre pericolul la care se expun în condiții cumpărtării pe firul cursului de apă din regiune posibil a fi afectate. Prestudierea și punerea în aplicare a planului de apărare în cursul organizat și a fenomenelor de periculoase și a planului de evacuare întocmit la nivelul comunității locale în situații de urgență. Restudierea și punerea în aplicare a planului de măsuri pentru diminuarea efectelor negative a și a fenomenelor de canicul. Identificarea și monitorizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu în condiții de caracteristici și temperatură ridicate și lipsă precipitațiilor. Interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată. Transmiterea situației operative la Secretarul Tehnic Permanent Organizat de Centrul Operațional Județean prin cadrul instituțional pentru situații de urgență mai Constantinului al județului Bacău. În urma controlului efectual la grădinița Școala Generală Biserici și Casa Comunei, de terasa Comunei, nu s-au constatat nereguli. Pe parcurs în intervalul din perioada anului 2022, am intervenit la o parte din evenimente pe linie de situații de urgență, incendii, inundații, accidente auto sau începuturi de incendii. Am zis din serviciul unic de urgență 112, care prin inspectorat de situații de urgență a ajuns la cunoștința mea. Total incendii anul 2022, 10 incendii, din care incendii de gospodării populație 2, incendii de la agenții economici nu am avut, incendii de vegetație uscată și tupăriți 8. La aceste incendii, din cadrul serviciului voluntar de situații de urgență, au participat Brăniș Constantin, Victorul Gheorghe, Cipătarul Marian, Frățilă Doru, Găpană Costel, Băluța Adrian și Gelu Costandoi. Și aici așa aș mai adăuga împreună cu domnul viceprimar al Comunei Bogdănești, care mi-a fost de ajutor și am colaborat amândoi la niște incendii de vegetație uscată, știe domnul vice. Total, gospodării anexe, pântând, deci, teren arab, pășuni, gâneșe și zonă afectate de canicul, secetă, căderi, vindele inundații în anul 2022. Anexe nu au avut, pântând, două, care le-am. Așa, deci, nimic, teren arab, calamitate de secetă, pe raza OAT Bogdănești, a fost 163 hectare și pășuni finețe 10 hectare. Drumuri am avut un kilometru care a fost afectat de iorbă. Total control de prevenire la 106, din care la gospodării populației am avut 100, la biserici 2, dispensar un control, Casa Comune 1 și la Școala Gimnazială 2, din care, în regulă, s-au statat 28. S-a efectuat instruirea cu următoarea categorie de persoane. Membrii Consiliului Comitetului Local de Situații de Urgență și al Centrului Operativ cu Activitate Temporară, membrii Serviciului Voluntar. S-a executat un exercițiu de alarmare și evacuare în caz de cutremur și incendiu la Școala Gimnazială Bogdănești în prezența Serviciului Voluntar. Număr elevi participanți la acest exercițiu, 115. Număr cadre didactice, participante, 10. Număr personal auxiliar, participant, 2. S-au întocmit 13 rapoarte de activitate de intervenție pentru justificarea consumului de carburant care s-a folosit motopompe, drujbe și costituri. Serviciul voluntar pentru situații de urgență este dotat cu următoarele materiale de care se pot interveni, cu care se poate interveni. Cred că lista, dacă vrea să o consulte cineva, o pot să
trebuie să mai consulte. Dacă vrea cineva să consulte lista cu dotările, se poate... S-a mai achiziționat un aparat de oxigenare cu două butelii pe care n-am primit avizul de la Inspectoratul de Situații de Urgență conform modului 75 și trebuie prezentat și ăsta. Da, ca tot alea am anexat la asta. Da, dacă începe și iar cu cazmale, cu 5 ca și concluzie, serviciul voluntar o să-și facă datoria în continuare, față de comunitate și față de... pentru anul 2023. Și mulțumesc sprijinului Consiliului Local, din toată până pentru serviciul voluntar. Ia, prezentăm. Nu știu dacă intervin. Nu știu nimic. Doamna, la urmă, la solicitări, discutăm... Da, uite. Da. Dacă cineva dorește să ia cuvântul, dacă nu, trecem la următorul punct. Raport privind activitatea desfășurată la Biblioteca Comunală Bărțănești în anul 2022. Prezintă doamna Pușcașu Sorina. Aveți cuvântul, doamna. Da, doamnelor și domnilor consilieri, domnule primar, stimați invitați. Biblioteca Comunală Bogdănești este prima bibliotecă publică din țară înființată la sat și a împlinit anul trecut 126 de ani de existență. Fondatorii bibliotecii au fost cei doi învățători ai vremii de atunci de la școala Bogdănești, Nicolae Matei și Constantin Vasilie. Pentru prima dată o bibliotecă sătească și asumă rolul de educator atât pentru școlar cât și pentru adulți, după cum reiese din datele de arhivă și regulamentul bibliotecii de atunci. La început s-a numit Mica Bibliotecă Populară, iar conducerea ei a fost încredințată celor doi învățători ai școlii, Nicolae Matei și Constantin Vasiliu. De-a lungul anilor, biblioteca a funcționat în mai multe locații, condusă pe rând de mai mulți funcționari, iar astăzi funcționează din anul 2009 la Casa Comunii, într-un spațiu nou, modern, cu aparatură și internet, masă pentru lectură și fond de carte nou, spre interesul și în sprijinul comunității. În anul 2022 am încheiat o clasă de a 1-a și a 4-a, coordonate de doamnele învățătoare Cătăne Maricica și Călmuș Virgian, de la Școala Gimnazială Bogdănești, un proiect educațional intitulat Magia Cărților, prilej cu care elevii au venit la bibliotecă și am sărbătorit împreună câteva zile culturale importante, Ziua Poetului Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale, iar pe data de 15 februarie am sărbătorit Ziua Lecturii. Copiii au citit la bibliotecă poezii, povești, au răsfoit cărțile noi cu ilustrații și au împrumutat cărți la domiciliu. Aceste activități au fost fotografiate și postate pe pagina de Facebook a bibliotecii. Acest proiect educațional reprezintă o încercare de a repune în dreptul cartea și biblioteca, de a aduce în atenția copiilor și părinților, de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare și un izvor de cunoaștere. Dorim, de asemenea, prin schimbul real de experiență cu cei participați, să-i convingem pe copii de valoarea culturală și spirituală a cărții, să-i determinăm să descopere și să înțeleagă că ele sunt rolul marilor spirite ale omenirii. Activitatea la bibliotecă am desfășurat-o prin împrumut de carte la domiciliu, dar și prin postările online de pe pagina bibliotecii. Am postat pe pagină evenimente culturale cu aniversări, comemorări, expozițiile de carte din fiecare lună ale personalităților culturale de la data respectivă, precum și promovarea cărților noi din bibliotecă. Pentru interesul publicului și pentru a atrage cât mai mulți utilizatori la bibliotecă și urmăritori ai paginii. Pe data de 2 aprilie a fiecărui an se sărbătorește Ziua Internațională a Cărții pentru Copii. Zi ce coincide cu ziua de naștere a celebrului autor de basme pentru copii, Hans Christian Andersen. Am postat pe pagina bibliotecii date despre autor, videoclipuri cu povești și basme scrise de el, povești de Ion Creangă și alți autori care au scris pentru copii, spre audiția și vizionarea publicului. În luna mai, de ziua muzeilor, am postat pe Facebook un videoclip cu tot ce conține Muzeul Comunității, poze cu costumele populare de celebrul de țesut, pentru a promova frumusețea locului, tradițiile și obiceiurile strămoșilor noștri. O altă activitate din cadrul proiectului de parteneriat cu Școala Bogdănești, de păstrare și promovare a tradițiilor, a fost făcută în luna august în muzeu, intitulată Povestea Țesutului, printr-o întâlnire cu o parte din elevii claselor 5-8, coordonate de doamnele profesoare Grigore Mioara și Constantin Liliana, unde copiii au țesut la gherghef, au colorat desene cu costume populare tradiționale din diferite zone ale țării,
au adus și trei scuțe cu motive tradiționale lucrate de ei cu alte ocazii. Am făcut cu aceste o expoziție, le-am pozat și postat pe pagina bibliotecii și a școlii. În intervalul ianuarie-decembrie 2022, la Biblioteca Comunală Bogdănești au mai avut loc și următoarele activități. S-au înscris 12 noi utilizatori, 5 elevi și 7 adulți, ajungându-se la finele anului la un număr de 254 de utilizatori. Am dat spre împrumut la domiciliu și consultat în bibliotecă un număr de 452 de cărți din diferite domenii, literatura română universală, literatură pentru copii, istorie, geografie, agricultură și altele. Au fost înregistrate pe tot parcursul anului 284 de vizite la bibliotecă. Am făcut achiziție de carte conform sumei de 4.000 de lei alocată pentru bugetul instituției, din care s-au achiziționat 180 de cărți cu factură fiscală de la câteva edituri din țară. Cărți din domeniul istoriei, agricultură, din domeniul literaturii române și literaturii universale. Ținând cont de apariții de noi și de cerințele publicului utilizator. Am primit ca donație două cărți de la Biblioteca Județeană Bacău. Cărțile din donații, împreună cu cele cumpărate, s-au adăugat la fondul de colecție cu un total de 182. Am preluat și prelucrat noi de achiziții, precum și donații de prin înregistrarea lor în registru de inventar, le-am numerotat și ștampilat, după care am așezat la raft toate cărțile, făcând posibil accesul liber al utilizatorilor. Dacă la sfârșitul anului 2021 fondul de carte al bibliotecii era de 7.882 de cărți, la sfârșitul anului 2022, prin achiziție și donație, fondul de carte s-a mărit, fiind acum 1.064. Am postat pe rețelele de socializare atât cărțile noi, cât și cele donate, intrate în fondul bibliotecii, pentru înștiințarea și informarea publicului, pentru a promova cărțile și pentru a atrage cât mai mulți cititori. Au fost solicitate, imprimate sau copiate pe hârtie un număr de 785 de pagini folosite de elevii școlii din localitate, elevii liceu, adulți din localitate, precum și în interesul bibliotecii, constând în referate, informații, desene, copiere și documente trimise prin e-mail. Am oferit ajutorul colegilor de la cadastru prin scanarea și imprimarea documentelor cetățenilor din comună care s-au prezentat pentru cadastrarea generală a locuinților și terenurilor. Un eveniment prezent de câțiva ani în viața comunității noastre a fost și premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Au fost 3 cupluri premiate cu o sumă de bani și o diplomă de fidelitate. Acest eveniment s-a desfășurat într-un cadru restrâns la primăria Bogdănești. Pentru prima dată, un eveniment nou din viața comunității a fost și premierea cu suma de 1000 lei a 2 bătrâne din sat pentru împlinirea onorabilei vârste de 100 și 102 ani. Anul 2022 s-a încheiat cu obiceiul de iarnă numit Capră, organizat de un grup de tineri din comună, obicei ce marchează trecerea dintre ani, continuat și în prima zi din noul an. De asemenea, asigur și mențin curățenia în locul spațiului din casa comunei și le pun la dispoziție pentru evenimentele și activitățile desfășurate pe tot parcursul anului. În încheiere, să nu uităm că baza învățăturii rămâne cartea scrisă. Un citat de Mircea Eliade, în care spune că timp va exista undeva prin lume un singur exemplar din poeziile lui Eminescu, identitatea neamului nostru este salvată. Cam atât. Mulțumesc. Domnul președinte, am o întrebare, dacă pot să plec, am o problemă. Deci mă duc sus la o clinică. Dacă sunt de acord, domnul consilier. Da? Da, mulțumesc. Sunteți în minoritate. Trecem la următorul punct. Informare cu privire la partea de asistență și protecție socială la terenul Bogdănești, de la Cort, anul 2020, prezintă doamna Sătară, domnița Elmira. Aveți cuvântul, doamna Sătară. Până la data de 31 decembrie 2022 s-a formit 11 dosare privind alocațiile de stat pentru copii care s-au înaintat la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău. Referitor la ordonanța de urgență 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și stimulentul de inserție, au fost înregistrate 12 dosare care au fost înaintate
la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău. Conform legii numărul 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, au fost înregistrate un număr de 30 de dosare. Alocația de susținere a familiei se acordă pentru familiile cu venituri reduse care au în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani și frecventează cursurile unei forme de învățământ potrivit legii și nu înregistrează absențele motivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la punctare sub 8. Conform legii 448/2006, avem un număr de 24 de indemnizații cu handicap grav și un număr de 4 dosare de asistenți personali. În conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local 27 din 26 mai 2022, beneficiență de măsură de protecție în serviciile rezidențiale la Costache Legri Târgovna, o persoană adultă cu handicap, Miron Andreea Manuela, și se plătește contribuția lunară în sumă de 1.403 lei lunar. Referitor la prevederi de lege 272/2004 privind protecția și promovarea dreptului copilului, sunt înregistrate un număr de 4 copii în plasament familial. Acești copii sunt Preda Andrei, Vlad Ianca Andreea, Măriuț Ana Maria, Măriuț Ionuț Constantin, Măriuț Andrei Alexandru. Mai fac o mică paranteză, din copiii Vlad, 3 de așa au fost dați spre adopție. În domeniul protecției drepturilor copilului se întocmește trimestrial o fișă de monitorizare conform ordinului 219/2006, care cuprinde copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, iar minorii sunt lăsați în grija bunicilor sau rudelor până la gradul 4. Sunt identificați un număr de 35 de copii cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate și un copil cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Având în vedere articolul 104 din legea 272/2004, s-au întocmit un număr de 2 dosare privind delegarea autorității părintești privind copilul în cauză. Efectuarea unor număr de anchete sociale solicitate de mai multe categorii, după cum urmează: părinții căror copii sunt încadrați în gradul 1 de handicap, persoane care sunt încadrate în gradul de handicap 1, 2 sau 3, solicitări de la judecătoria Onești privind cazurile de divorț la modul de întreținere, creștere și educare a minorilor, solicitări de la Serviciul de Probațiune Bacău, părinți cu venituri mici ai căror copii beneficiază de bani de liceu, anchetele sociale de la DGASPC Bacău pentru acordul indemnizațiilor de însoțitor, anchetele pentru instituirea tutelei și curateliei, anchetele pentru minorii beneficiari de o măsură de protecție specială, anchetele efectuate din 6-6 luni privind ajutorul social, alocația de sprijin financiar și încălzirea curentului, în legătură cu venitul minim garantat. Prevăzut la legea 416/2001, aduc la cunoștință că au fost înregistrate pe anul 2022 12 dosare. Până la 31 decembrie 2022 s-au înregistrat un număr de 200 de cereri, conform legii numărul 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie pentru perioada sezonului rece. Legea numărul 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor prevenind din familii defavorizate a fost înregistrate un număr de 6 dosare, etichete sociale. Având în vedere prevederile aplicării hotărârii numărul 784/2015 privind lansarea programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate, aducem la cunoștință că s-au distribuit în două tranșe 482 de pachete. Aceasta a fost informarea pe anul 2022. Trecem la următorul punct. Informare cu privire la statul lucrurilor de pentru semestrul 2022, raport de activitate privind stadiul completării registrului agricol în semestrul 2 al anului 2022.
având în vedere hotărârea de guvern numărul 985/2019, prin care s-a aprobat Registrul Agricol pentru perioada 2020-2024 și Ordinul numărul 25 din 23-a 2020, privind aprobarea normelor de tehnice de completare a Registrului Agricolului pentru perioada 2020-2024, care prevede ca semestrial, în ședința de Consiliu Local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități. S-a întocmit prezentul raport. Ținerea la zi a înscrierilor de Registrul Agricol este o activitate cu caracter permanent, care presupune efectuarea operațiunilor de modificare a datelor și informațiilor. Asta mai reviste câteva de aducare. În cadrul biroului Registrului Agricol, declarațiile persoanelor fizice și juridice se face cu prilejul solicitării de acestea de acte, adeverințe și alte documente. Normal și de drept, cetățeanul trebuie să vină în prima parte a anului curs, în perioada 5 ianuarie 1 martie, să declare modificările care intervin la Registrul Agricol, la datele informative care trebuie să scrise Registrul Agricol. Dar, ca o paranteză, la comună, la noi, s-au obișnuit să când vine cetățeanul să solicite un document, atunci facem și modificările care sunt necesare. La Comuna Bogdănești, în perioada semestrului 2 al anului 2022, situația înscrierilor în Registrul Agricol era următoarea. Numărul gospodăriei totale înregistrate 2693, din care persoane fizice cu domiciliu fiscal în Comuna Bogdănești 922 de poziții. Persoane fizice cu domiciliu fiscal în satul Filipești 266 de poziții. Persoane fizice cu domiciliu fiscal în alte localități, 1469 de poziții. Persoane juridice, 36 de poziții. În perioada semestrului 2 anului 2022, s-au efectuat modificări la rolurile agricole înregistrate pe suport de hârtie și cele pe suport electronic, conform documentelor depuse de cetățeni. S-au transmis datele de modificare către compartimentul taxe și impozite pentru stabilirea impozitelor. În semestrul 2 al anului 2022 s-au eliberat de la Registrul Agricol pe baza înregistrărilor următoarele documente. Anexele 1 și 2 pentru atestarea posesiei exercitate sub nume de proprietar și identificarea imobilului, adeverințe necesare la serviciul public de evidență a populației, adeverințe necesare pentru APIA, în vederea primirii de subvenții de către cetățeni cu activitate agricolă pe raza ATU-ului Bogdănești și alte documente necesare cetățenilor pentru alte instituții din țara noastră. Pentru că noi eliberăm adeverințe nu numai pentru zona din prejurul nostru, ci pentru toată România și în alte părți. Tot în această perioadă a fost întocmite și înaintate la Direcția Agricolă Bacău și la Direcția de Statistică Bacău rapoarte și situații statistice solicitate. Au fost comunicate răspunsuri la cetățeni solicitările de persoane fizice, persoane juridice, și anume instituția prefectului, Direcția Agricolă, judecătorii, executori judecătorești, societăți și alte. La compartimentul agricol fond funciar s-au întocmit dosare pentru corectarea numărului detaliat de parcelă înscrise eronat în titlul de proprietate, poveste veche și va fi fond funciar în țara românească, înscrise eronat în titlul de proprietate și s-au înaintat la Comisia Județeană fond funciar Bacău, care la rândul i-au eliberat acele hotărâri judecătorești, hotărâri ale Comisiei Județene, care au fost comunicate cetățenilor din punct de vedere legal. Compartimentul agricol a emis sau vizat în semestrul 2 al anului 2022 patru atestate de producători și carnete de comercializare produse agricole pentru producători agricole care au activitate agricole pe raza unității administrative a noastră, a Bogdănești. Primăria Comunii Bogdănești, prin compartimentul agricol,
au emis un număr de 7 certificate de atestare a proprietății de rest intravirant, ca urmare a modificării legii cadastrului, lucru care a facilitat ca cetățeanul să poată intra în posesia terenului care până acum era cam dificil, terenul de sub casă, cu precădere, cele din jurul gospodăriilor, și nu va dura mult și pentru terenurile care sunt în extravirant, pentru care n-au act încă de proprietate. Se atestă doar cu registrul agricol din anii 1990 și vedem și modificările care vor să fie. Dar în curs sunt acestea care le-am spus. În perioada semestrului 2 al anului 2022, compartimentul agricol al Primăriei Comunei București, împreună cu reprezentantul Direcției pentru Agricultură Județeană Bacău și reprezentantul Agenției de Plăci și Intervenții în Agricultură Bacău, a participat la constatarea și evaluarea unor pagube produse unor culturi agricole înființate în toamna anului 2021, respectiv la culturile de boioase, urmând ca ulterior să se facă documentația, deci ea nu e finalizată acțiunea, se face documentația și pentru culturile de prășitoare înființate în anul 2022. Ca urmare a acțiunii de cadastrare generală a Unității Administrative Teritoriale Bogdănești, compartimentul agricol a întocmit și furnizat situației fond funciar persoanelor abilitate în acest sens, acțiune cu caracter permanent până la finalizarea lucrării. Pentru că o parte din persoane fizice și juridice care nu s-au prezentat să declare datele de registru agricol în perioada 5 ianuarie 1 martie, cum am zis, conform articolul 11 din aliniatul 2 din ordonanța 28/2008, în cazul în care persoane fizice sau juridice nu fac declarații la termenele prevăzute la aliniatul anterior 1, se consideră că nu au intervenit modificări și se vor face înscrierile așa cum au fost cele anterioare, până când persoana interesată va veni să facă o modificare. Acesta a fost raportul prezentat de compartimentul agricol, respectiv Pascu Vasilica și subsemnat. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule premier. Trecem la următorul punct. Solicitări adresate Consiliului Local, Domnul General. Da, este o adresă din partea instituției prefectului, numărul 546 din 13 ianuarie 2023, care a fost înregistrată la primărie în data de 16 și este adresată Unității Administrative Teritoriale, Consiliului Local și Secretarului General. Eu tot în data de 16 am pus o rezoluție aici în atenția domnului primar și domnului viceprimar. Prin adresa numărul 70 din 9 ianuarie 2023, înregistrată sub numărul 546 din 9 ianuarie 2023, ADIS Bacău, în calitate de reprezentant al unităților administrativ-teritoriale în contractele de delegare a serviciului de salubrizare, ne aduce la cunoștință faptul că la nivelul anului 2023, taxa de salubrizare se stabilește conform principiului plătește pentru cât arunci. Definiția acestuia este reglementată la punctul 21 din anexa numărul 1 de la OUG numărul 92/2021, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare. Plătești pentru cât arunci instrument economic care are drept scop creșterea ratei de utilizare, reciclare și reducere a cantității de deșeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deșeurilor. Astfel, facem cunoscut prevederile articolului 4 alineat 8 din Legea Serviciului de Salubrizare a Localităților numărul 101/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare care dispun. Tarifele distincte pentru activitățile desfășurate de operatori se aprobă în lei pe tonă, iar taxele distincte pentru utilizatori se calculează și se aprobă în lei per persoană per lună pentru utilizatorii casnici și în lei pe tonă pentru utilizatorii non-casnici. Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor sau taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, au fost aprobate prin ordinul numărul 640/2022 din 30 septembrie 2022, iar la articolul 18 până la 21 din acestea sunt precizate modul de calcul și de aplicare a tarifelor distincte, a taxelor distincte pentru utilizatori, pentru gestionarea fracțiilor de deșeuri municipale colectate, separate, precum și modalitatea de calcul a taxei de salubrizare. Astfel s-a constatat faptul că la nivelul județului Bacău, unele consilii locale
au aprobat pentru anul 2023 taxa de salubrizare pentru consumatorii non-casnici în funcție de numărul de angajați, ceea ce s-a întâmplat și la noi. În acest context, considerăm că trebuie luate măsuri de modificare a hotărârii de Consiliul Local, acolo unde este cazul, în sensul ca taxa de salubrizare pentru consumatorii non-casnici să fie stabilită în lei pe tonă. Față de aceste precizări, vă rugăm să ne comunicați până la data de 31 ianuarie 2023 hotărârea de Consiliul Local prin care au fost stabilite taxele de salubrizare pe anul 2023 și din care se rezulte că s-a respectat instrumentul economic plătește pentru cât arunci, în sensul că taxa pentru vizatorii non-casnici să fie stabilită în lei pe tonă, iar pentru persoanele fizice taxa să fie stabilită diferențiat conform recomandării ARNIS. Și atașează adresa 70 din 9 ianuarie 2023 adică acolo și semnează prefectul județului și este contrasemnată secretarul general. Eu am văzut-o, de asta am și pus în atenția domnului primar, domnului viceprimar. Eu nu pot să inițiez proiecte de hotărâri, după cum știți. Eu sunt nominalizat aici pentru redactarea eventual a proiectului de hotărâri și a hotărârii. În rest, inițiativa nu poate fi să plece de la mine. Atât. Da.